Prietenul nostru care ne vizitează vinerea, faimosul actor Andrei Orodici. Bună ziua și bine ați venit, domnule Andrei Orodici. Pentru fanii serialului Vlad avem un concurs. Scoatem la licitație acest costum. Nu? Ce? Nu? Nu, l-am primit. Da, ți l-au dat? Tot ce mi-a mai rămas. E tot ce mi-a mai rămas. Un sezon întreg, două sezoane, dacă stau bine să mă gândesc, că și în ultimul am fost pătat de sânge și am umblat cu acest costum. Acest costum gri pe care l-am făcut celebru pe pagina mea de Instagram, pe care o să o pomenești tu la un moment dat. Andrei Orodici pe Instagram, vă rog frumos. Aradits. Numai că la tine e mare problemă. Toată lumea caută Orodici, Orodici, dar nu scrie Orodici. Mă bucur foarte mult că sunt aici. Foarte mult, pentru că nici nu știi cât de tare te apreciez. Și eu pe tine. Un om extraordinar. Un om minunat. Mai ales că trebuie să le spui oamenilor că degeaba porți costumul ăsta, joci în Vlad în prime time, pentru că atunci când te duci la magazin. Da, e frustrant. Ce mi se întâmplă, pe bune. Deci asta eu am apărut puțin pe la televizor de ceva timp. Exact. Na. Și lumea zice, da, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla. Cum? Ascultă, cine? Exact, cine era, de unde îl știu, de obicei asta este. Uite-l pe ăla. Cum am apărut la tine de vreo două ori? A, v-am văzut la televizor. A, dar erați la Măruță. A, dar v-am văzut. Ai o audiență nespecificată. Vorbesc foarte serios. Vreau să te întreb sincer. Da. Tu ești plătit un pic și conform audiență? Adică ar trebui să se mărească salariul. Pe cuvântul meu, nu știu, faceți ceva, merită mai mult. Eu am dovada clară. Asta e. Publicul, pur și simplu, cere ca noi să fim plătiți mai bine. Noi. El, Măruță. Acest, vă, un diamant. Am și doi copii. Are și doi copii, care și ei, sigur, fac... Nu pot să-ți vezi și copii acum, nu fi nebun. Nu, mă, că am salariu mai mare ca să cresc copiii, asta ziceam. Ah, da. Plus, vrei o pisică? O pisică, da, jur. Renata, pe bune, ți-o dau. Vorbesc foarte serios. Pe cuvânt, copiii chiar și vor. Plus că am una însărcinată. Ți-am povestit că am făcut un bloc de pisici. Serios, nu-i de aia însărcinată. Nu pe aia însărcinată, ți-o dau, dar probabil o să nască. Renata e portocalie. E mai măricică, deja e adolescentă, dar este sterilizată, curățată și foarte drăguță. Și e portocalie și are niște ochi turcoază, așa. Ai poză cu ea? Da. Hai, de serios, chiar... Pe bune am, pe bune am. Și vine iarna. Nu s-a atașat foarte mult de tine? Nu, că nu s-a atașat de mine, că nu intră în casă, că nu lasă nici pișcot, nici... S-a rupt... Nu, ia mâna, că nu faci... Pe bune, e prețios, este important. Am și poză cu... Îți arăt. Vrei? Îți arăt? Ce? Poză cu Renata. E complicat, mă descurc și eu la poze. Stai. Dar moare audiența. Hai să continuăm cu ce așa. Pune să arăt eu poză. Deci, oameni buni, alături de noi Andrei Orodici, un actor care tot sezonul tu ai avut un cu singur costum. Deci nu s-a investit mult în costumele tale. Da, nu, la un moment dat a fost pătat de sânge sau ceva. Și, da, nu, adică n-ai avut 10 costume, pac, schimbat, ținute, nu. Asta, de exemplu, este, nu, ăsta e Stalin. Ăsta deja nu ți-l recomand, că e mare, gras și bătea pe toată lumea, dar de când l-am... asta e Mașa. Nu știu, o găsesc și pe Renata. Niște băieți foarte drăguți, pentru că foarte eu sunt talentat. Destul de... Mamă, ce fă creativ. Nu mă pricep la poze. Nu, ăsta e un cățel. O să-ți o arăt. Astea sunt 5 pisici ale mele, motiv pentru care nu mai intră și Renata, ca să înțelegi. Da. Perfect, aici o să arătăm pisicile până atunci. Bine. La sosurile picate. Andrei Orodici vine alături de noi, un băiat care nici nu știe în ce s-a băgat. Vreau serios să mai vorbim pe tema asta cu nu, oamenii nu te respectă destul. Bă, și mă refer aici la patronat, la cine... Este o emisiune de incredibilă audiență. Incredibil. S-a lăsat liniște. Exact. A venit rândul prietenul nostru Dinu Maxer la sosurile picante. Evergreen, știi cum e, Evergreen. Dinu Maxer, oameni buni, un băiat extraordinar. Bine v-am regăsit după vreo 3 ani, cred că sunt. După 3 ani, ești neschimbat, Dinu. Mulțumesc frumos. 3 ani, să luăm un loc totuși. Știi unde ai venit? Hello. Cum să nu știu? Să-ți fac cunoștință, prietenul meu, Andrei Orodici. Ne cunoaștem și e o plăcere să ne revedem. Perfect, este... Trebuie să stau cu minte deja? Nu, da. Vreau să stai, este un loc să-ți explic regula. În primul rând, ce faci bine? Cum o duci? Da, mulțumesc, plutesc. Copii? Nu m-am scufundat, dar nici vreun avion n-am luat. Înțeles, ce fac copiii? Bine, bine. Se uită acum la emisiune? Îți dai seama că Andreas, care
își dorește foarte mult să reajungă la tine. Da, și eu îmi doresc mult de tot, mai ales că ne-am întâlnit de multe ori aici la emisiunea, a crescut acum. Da, a trecut de etapa magician, așa că... Cât are acum? 10, în curând 11. Mamă, cum mă întreb cât are? Cât ai, exact, nu știți deodată. Da. Da. Stai, Dinu, am o întrebare. Tu faci temele la matematică cu el? Da, și de la română. Mai ții minte teorema lui Tales și astea? N-am ajuns încă. Încă nu, la geometrie, da. La mine a fost asta, 5-8, mai știam matematică și eu. Tu știai? Ce teorema? A lui Tales. O să spun un secret. Știi că eu am inventat teorema lui Tales? Pe cuvântul meu de onoare, prin clasa a 6-a sau a 7-a sau nu mai știu când se preda în geometrie teorema lui Tales zicea cu asemănarea triunghiurilor, respectiv. Dacă ai o linie paralelă cu una dintre laturi, acea linie va separa triunghiul în două triunghiuri congruente. Asemenea se numea. Și m-am dus la proful meu de mate de atunci și am zis, domnul profesor, am inventat teoria asta și mi-a zis, bravo, asta e teorema lui Tales, un grec care a trăit acum vreo 3000 de ani. Am fost foarte supărat. Deci tu ai ceva în sângele tău de a crea lucruri și a face lucruri geniale, memorabile. Dinu, lucrurile stau în felul următor. Citești întrebarea în gând, răspunsul dai cu voce tare. Ai acolo un caiet? Câte sunt? Da, un caiet, așa lucrăm aici. Ideea e că trebuie să dai răspunsul cu voce tare și după aia, dacă nu vrei să citim întrebarea, mănânciute. Dacă vrei să citim întrebarea, nu mănânciute. Începem cu acest soț care nouă ne place foarte mult. Este 357, îl recomandăm. Iar... aici punem doar o picătură, Dinu. Pune puțin. Uite, puțin. Am fost colegi acum 22 de ani când am început la TVR. Hop, uite, foarte puțin am pus. Vezi, ați deci acum 22 de ani am început noi, da, colegi. 99. Doamne, ce bătrân suntem. S-a început prea brusc? A fost prea dură din prima? M-am uitat la emisiunea cu tine și m-am gândit că tu venisei flămând. Ai început să mănânci din prima, dar eu am mâncat și tot o să mănânc din prima. Iute. Da. Bine, să răspunzi. Răspunsul trebuie să existe. Da. Hai, zi. Lasă-mă să zic una singura. Nu, trei nume, Dinu, lucrăm în Liga Mare. Nu, și eu am încercat să mă scot așa. Jur. Să negociez, zi. Știi, dar nu merge. Îți amintesc două, pe al treilea nu zi, vine două, nicio. Hai bine, două. Două? Două, zi. Da, degeaba le zic că tot o să mănânc. Zi, nu, păi trebuie să dai, așa e regula. De zis trebuie să le zici. Diana Munteanu? Bă, ești nebun, ești prost. Nu pot să cred, Diana Munteanu. Mircea Zara? Ce? Mircea Zara? De-aia n-o să citesc. Hai, lasă, hai să citim. Nu, hai mă, Dinu, să citim. E prea băcat să nu citim. Nu, facem. Mircea Zara și Diana Munteanu. Da, tu ai citit întrebarea, nu-i așa? Da, normal. Dar stai un pic, asta pune întrebarea într-o ligă extrem de bizară pentru această emisiune. Da, adică și. Nu, deci, atenție, nu mănânc picant. Sunt hipertensiv, dar am venit cu drag la nebunia asta. Îți mulțumesc că m-ai luat încet. Ți-am zis, audiența ta e subestimată. Lumea vine, deși are alergii, tensiune, chestii, se sacrifică aici pe altarul acestei. Nu, e un fapt, e ca un magnet acest lucru. Da, da. Dinu, să trecem mai departe. Stai un pic că... eu te-am zis că ai venit la sosurile picante. Dinu a terminat și medicina, el știe în ce s-a băgat. Zău? Acum, la modul cel mai cinstit, dacă ai terminat medicina... ce se poate întâmpla în cel mai rău caz față de o persoană care mănâncă mai mult iute decât i-ar permite conștiința, corpul sau biologia? A, că mănâncă mai iute de acum? Nu, în general, adică care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Nu pot cel să mai rău, nu? Cel mai ajungem la un șoc anafilactic. Șoc anafilactic, adică... adică reacția organismului este atât de bruscă încât umflă toate țesuturile și te asfixiază singur. Aha. Mergem la întrebarea numărul 2. Da. Mai acurat de nu care sferi. Tu ești asigurat? De viața. Voi sunteți, adică ăștia, în caz că e cine semnează de propria răspundere, nu? Da, nu, cred că o să încep să răspund. Ok, hai să știu, urmează. Eu cred că de fapt asta e strategia. Vă mai zic un nume mare, o să vă facă foarte curios. Zi. Bă, dar mă lasă și citesc, zi. Alexandra Dinu. Da-te. Hai că tu știai. Da, știam asta, da. Asta da, nu, la prima nu mai să citesc asta, nu? Ce reflexe ai, Dumnezeu. Spune numele unei vedete din showbiz românesc de care ai fost îndrăgostit în secret, de Alexandra Dinu. Când eram noi colegi la TVR, dar atunci nu era și Nicoleta? Erai și cu Nicoleta, dar erai îndrăgostit de Alexandra. Erai cu Nicoleta? Era cu Nicoleta, nu ce erai cu Nicoleta pe vremea când filmam eu cu ea la... Nicoleta,
Era Nicoleta Luciu și era îndrăgostit de Alexandra Dinu. Și să-ți mai spun ceva, în 99, când făceam noi emisiuni la TVR2, veneau saci de scrisori, știi? Da. Și era mult trupa de pe 2, vreo 10, 12, 13 oameni. Câte scrisori aveai tu? Aveai mai mult de 3? Nici 3, maxim una. Una, 90% le avea la băieți zi prietenul nostru Dinu Maxer, Lucian Ghimiș, el actor. Așa, eu așa, iar la fete Alexandra Dinu. Bă, băiatule, deci 90% din scrisori, saci de scrisori private. Ce ciudat. Deci Cătălin nu mai mănânc nimic, răspund la toate. N-aș zice, doctore. Ia zi, doctore. N-am vrut să am copii, n-am vrut să mă căsătoresc. Și n-am fost de acord să joace în telenovela. Asta a fost motivul? Te rog, citește. Intuiește-a să vedem. Da. Care tu m-ai mai întrebat. De ce nu cu Nicoleta Luciu? Ce? Ceva. De ce nu? De ce nu a continuat? De ce v-ați motivele? De ce? Ești aproape de ce v-ați? De ce v-ați? De? Dezabuat. Despărțit. Despărțit. Spune trei motive care au dus la despărțirea ta de Nicoleta Luciu. Deci unu. Într-un. Că nu vrea să te căsătorești, a vrea să se mărite? Orice femeie vrea. Păi tu nu vrei? Retorică. Nu, eu plecasem în viață blocat, dacă vrei, din cauza, să zicem, istoriei părinților mei, că nu o să mă căsătoresc. Dacă vrei să afli de ce m-a făcut să mă căsătoresc cu ea, trebuie să o invit pe ea, că okay, încă nu știu. Dar am o întrebare. Și nici să-l faci copii, nu? Și, nu, n-am și te-ai despărțit că n-ai lăsat-o să joace în telenovele? De ce? Erai gelos? Da. Erai, a? Bune? Da, ia eram uite, la un moment dat simbolul gelozii în București, auzi, în România. Uite de acolo, ăsta ești tu, Doamne, din... Da, mă, dar pe vremea... Stai să vezi și cu mine pozele cu părul de aici. Stai, mă, vorbesc foarte serios. Din ce ani erau ăștia? Care iubire era la televizor? Păi, noi ne-am despărțit în 2005. Ma... Deci era cu bandana albă totuși? Eu am fost la un moment dat un fel de iubit al ei într-un ceva. Te-ai pupat cu ea? Nu mai știu. În ce an ați început? Opa! A început filmarile. Că era foarte gelos. Dacă, să spun dacă s-a mai suprapus peste relație. Eu de la Nicoleta mi-am luat ticul. Ce ți-a luat? Ticul meu. Nu cred. Celebrul meu, tico verde. Verde, albastru era. Albastru verde, așa. Așa ceva. Eu l-am luat de la Nicoleta, cumva, că știa ea pe cineva care avea un ticul. Păi stai, n-a fost ticul ei? Nu știu, că pe acte nu scria Nicoleta Luciu. Era cineva acolo, o doamnă, nu știu. Nu, înseamnă că nu e același. Nu e același. Deci Dinu Maxer te-ai despărțit de Nicoleta. De ce nu primul să o lăsa să joace în telenovele? Că avea o carieră, erai gelos, nu? Da, am considerat de fiecare dată. Erai nebun de gelos, este? Da, eram gelos. Nebun de gelos. Da, nebun de gelos. Dacă vrei, îți place ție cum sună. Și atunci, de ce nu l-ai de nevastă dacă erai gelos? E mai rău. Mă luptam cu un concept care era poate mai puternic. Bun, rupem întrebarea. Deci poți, Nicoleta, poți să nu pui asta de aici. Da, că nu știi ce urmează. Ia citește. Nu știi ce urmează. N-aș da sosurile la o parte. Mă, crezi că nu știu? Dar lasă-mă să zic unul așa, ca să nu mai mănânc. Nu, trebuie să zici nume, direct. Nume corect. Zi adevărul. Gata, știu. Da. Nu pot să zic că el chiar a făcut ceea ce veți citi, că nu mai pot să mănânc, deci... Andrei Ștefănescu. Dar fără să știe că... nu, stai, că nu eram căsătoriți, deci nu merge. Andrei Ștefănescu, nu, trecem când căsătoriți. Când eram căsătoriți. Da. De ce și Andrei Ștefănescu pe listă? E pe lista când nu erați căsătoriți. Când nu eram căsătoriți, nici nu știa că suntem împreună. Andrei Ștefănescu, îl știu. Măicuțul nu știe. Nu știu cine aș putea zice. Zi de mine dacă e ceva îngrozitor. Nu știu, zic și eu. Eu asum, mi-asum asta. Nu, aș vrea să știu pe cineva, dar probabil nu i-a dat... Hai să lăsăm cu Andrei Horia și mă povestesc cum a fost, că nu știu, efectiv, nu știu pe cineva. Deci spune numele unui bărbat celebru care a făcut curte soției tale în timpul căsniciei voastre. Ce? Nu știu. Dar ți-a părut tare, nu? Andrei Ștefănescu de la Alb și Negru. Da, în primul an în care noi nu spuneam nimănui, fiindcă era 2005, anul în care mă despărțisem de Nicoleta, toată lumea vrea să afle cine cu cine e Dinu Maxer. Și știi că a fost primul război mediatic, război, hai să zicem, circ? Mediatic, după o despărțire, noi am început, eu am fost inițiatorul. Iar în momentul în care toată lumea, ne trebuia să ne ascundem și ne-am ascuns vreo 2 ani. Tu erai cu, la fi sincer, acum, Dea. Că ți-au prescris lucrurile, tu erai cu Dea în timp ce erai și cu Nicoleta. Nu.
Jură tu. Jur, uite, tot ăsta să-l beau. Nu? Nu, dar ce s-a întâmplat? Așa a apărut. Nu, absolut. Chiar după două săptămâni după ce ne-am despărțit, am vorbit cu Nicoleta și i-am spus, zic, uite, prietena mea are o vârstă mai mult sub 18 ani. Ne, ești nebun, nu știu ce. Zic, da, zic, o iubesc foarte mult și iată demonstrația, au trecut 16 ani, suntem de, împreună. De cât, câți ani avea de ea când ai cunoscut-o? Da. 16 ani? Nu. 16? 15. 15 ani? Da. Și tu erai cu ea atunci, nu? Da. Știi și pe cine am cunoscut eu la 15? Pe Adela Popescu. Păi tu ce ai avut treabă cu Adela? N-am avut, dacă ai idee. Noi vorbim de altceva aici. Am înțeles, dar ziceam că am cunoscut pe cineva celebru de 17 ani. Noi aici, deci mai omul ăsta, deci am de aia avea 15 ani, tu câte aveai din atunci? Am senzația că duci într-o zonă ilegală. Mamă, deci tu aveai 31 de ani și a 15 ani? Și băi, v-ați căsătorit? 32, de fapt. Da. Ce ne au? Nu vă uitați la chestia asta. Deci, băi, au doi copii, familie. Da, exact. Acum, deja am e prescrisă treaba. Nu contează diferența de vârstă. Și am mai demonstrat, deci era ce clasă? Și am mai demonstrat că nu contează nici la ce vârstă te începi o relație. Dar așa ce, zic eu. Dar la ce, în ce clasă era? Termina a noua. Clasa a noua? Termina a noua. Deci cum ai cunoscut-o? Fii atent, e mai interesant decât ce întrebări îmi pui. Da, zic. Dinu Maxe, pune un pic că... întrebările aia, da, parte. Mi se pare foarte tare, știi că dacă spuneai atunci că am prietena mea are 15 ani, judecat toată lumea după absolut. Asta. Absolut. Bă, au trecut 16 ani, avem familie, doi copii. Legea, chiar mă, te puteau... Absolut. Da. Absolut. Ai fost la de corupere aceea, de minori. De aceea mai beau un pahar. Ai fost la corupere de minori. Cam așa. Că pe vremea aia, într-adevăr, era sub 16 ani. Ce acum e peste? Dinu Maxer, deci... Acum e peste? Nu, mi se pare foarte ciudat faptul că știi lucrurile astea. Păi da, vreau să spun că în momentul în care... Îți dai seama că s-a gândit. Da, în care m-am gândit dacă îmi plăcea atât de mult de ea și am zis, nu știu, pare femeia vieții mele și am avut dreptate, încât am luat la studiu cazurile din America ale celebrilor. Nu pot serios, să cred. Serios, actorilor deci celebri. Deci că se află și... Și oamenii acum, în 2022, probabil se uită la mine și nu-și mai amintesc ce înseamnam Dinu Maxer în 2005. Marea te cheamă... Nu, reviste și eram... Da, normal. Eram în... Na, în top, să zic așa. Și în momentul respectiv mi-am dat seama că vor fi foarte multe arcuri și săgeți ațintite în... Spre să știi mine. Că noi avem o te tendință... Te direct. Tu ai studiat cazurile? Cum te poți duce să te aperi în instanță? Nu. Am studiat cazurile dacă fac publică relația și de aceea a fost un alt motiv pentru care n-am făcut-o. Doi ani, nu? Că doi până ani. Am plinit... Până deci avea avem vreo 10-15 ani în urma mitului. Uite ce se întâmplă acolo, așa că o să vină bumerangul și aici când se vor trezi. Mie mi-e frică. Da. Nu, mă, că n-am, nu, dar mie, cum ai spus tu, da, am zis, ți știau? Familia? După, nu imediat. Nu imediat, să știi, și pe părinții am protejat și mama și tata au aflat după ce avea 16 ani. Deci... Vorbesc de părinții ei, nu de ai tăi. Ai mei. Părinții ei, dacă ei știau. Ei n-au că aflat tăi... vreo 2 ani, dar și de aceea vreau să zic că închin acest pahar în cinstea lor, au bănuit. Au bănuit, dar au fost de acord. Dă-mi voie, Dinu. Dacă vrei să închini în cinstea socrurilor totuși să folosim alte pahare, adică ar fi păcat să nu uite, perfect. Să înțeleg altceva. Bine și tu? Băi, pentru asemenea poveste... Andrei, poți să fii mai aproape de noi. Mai, da. Deci așa nu, ceva nu, rar. Nu, insist și eu să iau parte la această închinăciune. Vezi dacă mă invit nu rar? Se cobeau așa. Nu te invităm rar, tu știi că ne ești prieten. Eu dau așa, ca să pară că știi, să ciocnim cu un șat. Da. Nu te, știi că nu te invităm rar și că ne ești bun, foarte atunci mult pentru prieten? Socul meu, nu? Pentru socul, pentru puterea lui, pentru faptul că ai scăpat cu viață. Pe bune! Deci. Și acum, tu ai copii, nu? Doi. Băiat și fată? Da, Andreas, dacă se uită la noi, când ajung acasă, o să înceapă să mă întrebe. Tu știi foarte bine. Și, tata, și... Da, ce ai vrut să zici? Ia câți ani are? Andrei, nu okay, mai aproape stai, 11. Stai, să pun asta aici, că avem o cameră și să... Gata. Ah, îmi cer okay. Scuze. Nu, e ok. Hai, acum. Bun. Erau vecinii de geamă. După ce am ok. Era camera cuplată la CNA. Da. Direct în birou. Bun, hai să mergem mai departe cu întrebările. Ia, citește asta, Dinu. Stai cu noi aici, Andrei. Cum a fost? Da. Ce bun ești, bă.
Bă. Ești bun, bă, ești bun. A, tu știi la cât sub de mere am făcut eu așa? Consider că ți-am răspuns la întrebarea asta, fiindcă nu am un nume. Nu m-am gândit niciodată că o să mă căsătoresc. Da. Astfel corect. Încât... Vezi că suntem corect, jucăm da. Corect. Deci dacă nu ai fi cunoscut-o pe Dea și ai fi fost obligat să te cânsuri cu altă vedetă, care ar fi fost aleasa ta? Niciuna. Apoi stai mă un pic, păi dacă ai fi fost obligat, adică... Obligat de cine? Păi nu știu, de instanță, nu știu. La tâmplă, adică cu ce vedetă plac de instanță? De un părinte. Nu, niciodată, nu, nu. Deci doar nu de m-am ea. Gândit. Da, da, da. Dacă nu? Nu. Rămâneai singur? Rămâneam doar singur. De ea. Băi, treabă serioasă. Aici așa întrebarea cu numărul 6. Întrebarea cu numărul 6 pentru prietenul din Umaxer, se știe. Să-i mai pune prietenului Orodici. Un pic, te rog, e tare. Poți să arăți cum joci tu, deci noi avem lapte aici. Fii atent că am răspunsul. Da, o să te șocheze. Zi. Fiindcă este același cu răspunsul la întrebarea numărul 2, mi se pare. Tot Alexandra Dinu. Îl citesc, nu? Normal. Spune numele unei femei din showbizul românesc căreia i-ai făcut avansul și ai fost refuzat. Adică? Nici nu v-ați pupat? Mircea Radu da. A avut mai mult succes. Colegul nostru de atunci. Păi probabil din cauza aia. Probabil că ei am făcut avansul când ea era în relație cu Mircea Radu. Băi, da. Pe bune, tu chiar știi tot în păi cazul am fost colegi acolo la TV. Nu, dar în general vorbim tu aici. Da, tu știi tot, tot. Iartă-mă, ne ia gura pe... Cum ții minte lucrurile astea? Ce era să bei din asta? Da, dar fii atent. Ce înseamnă să fii actor din... Uite-te la prietenul Andrei Orodici care bea un shot în cinstea ta. Hai. Dar trebuie să faci așa, uite camera pe el, uite aici, cu expresie. Deci... Nu, îți spun și ce m-a învățat la un moment dat un moldovean. M-a învățat o chestie foarte tare apropo de asta, știi? De ce fac ea miros pâinea sau mâneca după ce beau vodka? Era o explicație foarte coerentă. Pentru că dacă bei și inspiri și aburi, te se duce. Și atunci scopul este să faci așa. Și de ce shot-ul nu trebuie să-l ții în gură? Asta o știi? Andrei. Și expiri tot da, exact. Și după aia inspiri din altă parte ca să nu se de-aia se ține la congelator palinca. Lecția vodka, de a bea corect shot-ul. Și de ce nu ții shot-ul în gură? Bă, dar stai că acum am făcut un calcul. De ce? Asta, bănesc că din același motiv, nu? Da, că se transmite. La absorpsul limbă se absorbe imediat și trece de bariera ficatului. De-aia se mănâncă cu slană ca să protejezi stomacul cu un soi de unsoare, o slană, ceva grăsime. Ca după aia când te înveți să vină cinstit din stomac, să treacă prin ficat. Cam o întrebare pentru tine. Acum mi-am dat seama, mai am încă o întrebare aici, dar mai am o altă întrebare. Tu ai 46 de ani. 8. 48 de ani. Încă. Și soacra ta câți are? 53. Deci, 5 ani. Ce? Și soacră tu? Mai pune încă 5. Vezi? Sau 3. Stai, cu câte mai mare? Nu știu, maică-mi era mai mare ca tata. Cu 8 ani. Păi da, dar aici Dinu... Îți dai seama? Dar și din cauza că provin dintr-o familie, băiețelul meu a avut străbunică. Adică, longevivă. Nu longevivă. A, că l-au făcut femeile, tineri, da, au făcut primul copil tinere, până în 20 de ani. Ce foarte mișto că ești prietenă cu prieteni cu copiii tăi. Dinu, trebuie să aflăm aici ca să mănânci iute, totuși. Să nu spui că nu există. Există? Măi, și astea sunt iuți? Asta fără... Nu, aveau ceva picaturi pe ele. Nu cred că mi-am luat-o. Deci ai văzut că nu există. Cum să nu, cum să nu? Și dai, zi. Așa, hai să începem așa. Ca orice. Nu se uită când ajunge la fundul portofelului. Deci, cheltuitoare. Da. Nu foarte tare, dar suficient încât să mă deranjeze pe mine. Ok. Așa. La început, și asta iarăși mă deranja, dezordonată. Aha. Da. Când, nu punea așa. Condimente la loc. Așa, și ar trebui să mă gândesc bine ce, că mă duc acasă după aia. Zici și din prezent. Din prezent? Păi nu, din prezent e aia cu cheltuitoare. Că până acum n-a fost. Da, păi ai nevoie. Așa? De ce? Cheltuitoare. Nu știm cine și despre ce e vorba, da. Dezordonată. Ați bănuit deja, cred. De soacră să. Așa, bravo, bravo, m-ai salvat. Și ar mai trebui să fie una, da. Dar... Și? Ce să mă deranjeze așa? Stresată la volan, asta nu-i defect. Ba da, e un defect. Se stresează la volan când sunt în dreapta ei.
Mama, ia. Și mă enervează de fiecare dată. Vina ta. Sunt terorist eu? Ești, nu? Da, da, cred. Ești prea repede, ai grijă, da, ușor. Nu, asta nu te uiți, nu știu ce. Asta mă deranjează, că mă duc și eu pe undeva și dacă mă servește cineva cu ceva, eu ne fiind băutor, dar na, mai un par de vin, stau să mă gândesc, mă enervez spre casă sau nu mă enervez. Miroase bine, vine, hai, mă enervez. Citim, nu? Da, te rog. Care sunt cele mai mari trei defecte ale soției tale? Cheltuitoare, dezordonată, a și fost panicată în trafic. Dar îți dau o variantă. Chiar dacă nu poți, poți să faci următorul lucru. Când e să bei, măcar bea mai mult, până când chiar nu mai contează dacă ești în dreapta, eventual te culci. Și atunci nu mai ești stresat. N-am reușit niciodată. Când trec de bariera aia cu amețitul, mi se pare că nu sunt stăpân pe mine și nu-mi place. Exact. Dar tu spui că era dezordonată pe... mai de mult. Da, între timp e super ok, dar stai puțin să mă înțeleg. Eu eram la ordonat, dar mie nu făcea... Nu sunt genul cu curățenie așa excesivă. Ea era cu curățenia, dar era mai dezordonată decât mine, știi? Și atunci eu comparând cu mine, la mine toate lucrurile stau așa ca la armată, știi? Ordonate. Dar necăzând în partea aia altă cu aranjat ciucuri, știi? Am înțeles. Eu mă abțin. Dinu a fost senzațional. Bravo, Dinu Maxi, ar mulțumi mult de tot că ai venit. Să știi că te mai așteptăm. Întrebarea, lasă-mă să mai beau bani câți ani ai zis care Andreas? În curând 11. Deci cât are? 10 și 9 luni. Și fiica ta? Stai să reluăm. Deci are 10 sau 11 ani? Deci noi ne-am căsătorit în aceeași lună, acelui așa an. Și am făcut primul băiat. Așa? Da. În același an și în... al tău e martie? Da. Al martie și al meu e în februarie. 16 martie, da. Și am început televiziunea deodată ca și prezentator în 99. Da. Eu deci sper că atunci când l-ați conceput, totuși erau dormitoare diferite. Da. Nu știu, a început, da. Dinu Maxer, oameni buni, un băiat extraordinar. Mulțumim, Dinu. Cu mare baftă. Dinu Maxer pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok ești? Nu. Păcat. Doctor, știi ce e acolo? Știu, tocmai de aia nu mă bag. În schimb, vă aștept pe pagina de YouTube, că de acolo perfect. Mai câștigăm și noi. Ok. Pe YouTube, Dinu Maxer, da? Da. Perfect. Mulțumim mult, Dinu. Și te mai așteptăm cu mare drag. Oameni buni, întrebarea, că nu degeaba îl trăgeam pe Dinu de limbă, este câți ani are Andreas, băiatul lui? Răspundeți repede pe numărul de WhatsApp și puteți să aveți șansa să câștigați marele premiu. Deci, marele premiu, câți ani are, nu câți ani face, da? Pam, pam, v-ați prins repede, da? Perfect. Ciucă, tu când mai mergi la benzinărie, ce mai faci? Stai puțin. Caut carburant de maximă performanță pentru... Am uitat. Viața motorului. Nu? Pentru viața motorului, da. E, mă, omul, credeți-mă. Stai că eram atent aici, că de fapt asta era problema. Eram atent la mesaje, că eu trebuie să fiu foarte atent la primul om care... Primul mesaj, da, exact. Ăsta e mesajul pentru sponsor, nu? Da. Caut carburant de maximă performanță pentru viața, durata lungă a motorului. Ce bine că tu ai prompter acolo, eu nu vedeam. Nu, n-am văzut, acum îl văd prompterul, că, da. Bă, dar cum e, mă, te întreb asta? Ciucă, ce faci tu când te mai duci la benzinărie? Caut carburant. Da, am trăit asta la o trenovea, apropo de... Bă, da, adevărul că... Te duci, nu, puneau aici, puneau product placement, știi? Și veneau, puneau margarină, nu mai știu naiba. Da. Și era clientul acolo și spunea, nu, că vrem așa să fie natural. Și bine, păi până natural e așa o bucată de margarină aruncată într-o parte. Nimeni nu pune niște sticuri de margarină așa, pac, 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 da, piramidal. E natural, așa zic. Doamne, iartă-mă, na. Asta era o... Mergem mai departe cu emisiunea. Vedem imediat cine câștigă. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.